Morning Glory, Morning Glory. A murit și Montessori. Și bonjurică, bonjurică, încă de bine de rău, emisiunea asta încapătă totuși o conotație cât de cât culturală, să aibă sens, așa că îi spunem bună dimineața domnului nostru Viorel Ilișoi. Bună dimineața. Bună dimineața. Și Hristos a înviat? Că na, nu știi niciodată, da, da. E, e foarte bine. Tocmai el a vorbit cu un turc și m-a salutat cu Hristos a înviat. Ah, de auzi? Foarte frumos. Da, da, da. Și el, dacă și tu zici. Păi da, a ajuns și până la ei și da, mă. Ce ai, mă, ești turc? Nu? E o poveste... Îi pricep mai greu, dar... Stăm bine pe ecumenism, am înțeles că stăm din ce în ce mai bine în România. Viorel povestea înainte să intrăm în direct. În afară de faptul că are o carte, că suntem live și puteți să-i și vedeți cartea. Mm-hmm. Uite, arată așa și se numește albastră. E poza aia, ăsta e Sfântul Gheorghe, nu? Da, Sfântul Gheorghe de tablă. E o statuie de la... Unde e? Am uitat, în drumul spre... Comuna Năieni, județul Buzău. Așa, da, da. Da, e frumos acolo. Da, totuși are ceva românesc, așa, un sfânt, ceva între sfânt și Don Quixote, și din tablă și ruginit și băgat printre buruieni. Da, e frumos drumul ăla, da, e cu serpentine, e plăcut. Și priveliștea e foarte frumoasă. Așadar, Viorel Ilișoi, Eroii mei, e o carte în care evocă oameni care l-au făcut... Să admire. Să-i admir, da, da, da. Eroi de azi, dar mai ales de mâine. Peste un timp... Ne vom... Vor avea statuie din asta pe dealuri? Cred că unul sau doi, da. Mult, sună bine până aici. Au vorbit și despre carte, dar aș vrea să aprofundăm... Să lăsăm la sfârșit. Povestea celui care fura ouă de cioară și le fierbea. A, e prozatorul Radu Părpăuță, prietenul meu. Așa. Îi scot acum o carte, sper să fie gata luna viitoare, lucrez acum mai vreo 100 de pagini de editat. E o carte de texte scurte, el e un povestitor grozav, a și scris o carte despre creangă, îl știe, e din stirpea lui. Și e o carte cu texte scurte, grozave, puse pe, postate pe Facebook, eu le-am adunat. Sunt vreo 400-500 de pagini de texte minunate. Și printre altele și povestea asta, cum fura ouăle, fiind copil, fura ouăle de la ciori, le fierbea și le punea la loc în cuib. Și ouăle ăsta, ciorile cloceau ca proastele acolo, picau penele de pe ele, le prindea iarna și săracele tot stăteau să clocească așteptând să iasă ouă. O minune de Paști, nu? Să iasă puiul, da. Chestia asta e ceva pur românesc, știi? Când stai și faci un lucru, nu știi să renunți la timp. Da? Așa. Te încăpățânești și stai ca prostul, încremenit în proiect sau încremenit pe ouă, ca să zicem. Și asta are sens acum, dar eu zic să vorbim un pic despre Sfintele Sărbători. Ești bine, sănătos? Mai mult bine. Mai mult bine, da, da. Așa. Ai gătit ceva special? Ai făcut ouă? Am, pot să fac reclamă la Mega Image? Nu. Nu pot. Atunci nu fac reclamă, dar am cumpărat ouă gata vopsite și au fost foarte bune. Eu am făcut un borș de văcoaie, să zicem. Da. Am vrut să fac un borș de vacă și aveam carne în congelator. Și era multă. Și era puțină. Da. Și am pus și carne de oaie peste ea, l-am fiert împreună și a ieșit un amestec, o cerbă foarte bună. Da. De vacă și oaie. Da. Sau, nu-i așa, cozonac ai făcut am o cerbă de oacă. Da. Oacă, cozonac am primit moca de la... Ăștia, așa, dar nu le face reclamă. Nu, era prieten. Da? Așa scriitorul ăsta. Și până și textele, tot așa, le primesc moca de la Dumnezeu, prin inspirație, prin... Scriitorii nu fac nimic. Se mănâncă în cartea ta? De fapt, în cărțile tale, cred că mai mult se bea. Statistic vorbind. Deci, logica e după ce? Deci să și mănâncă pe undeva. Pe undeva, poate chiar înainte, dar de carte. Nu pare să fie așa multă presiune. Pe... Deci cine este Dumitru Amarghioalei? Sunt curios. E primul soț al Laurei Lavric. Nu știu pe următorii ca memoria limitată. Așa de mulți au fost? Nu știu, dar sigur s-a mai căsătorit după aia. Că știu că a și divorțat de foarte tineri. Și era instrumentist la Filarmonica din Botoșani. Trăiește, băia bun. Minunat, instrumentist, artist. Ce, l-ai luat la întâmplare pe acolo. Da, am deschis cartea și am văzut că toate numele Amarghioale care apar în carte sunt eroi, dar fiecare text are un erou central și sunt sau două sau trei unde sunt eroi colectivi.
Dar toți sunt oameni pe care, dacă îi vezi, încep să-i admiri. A, e și povestea cu melcii care mor de diaree. Hai să aprofundăm un pic povestea asta, pentru că câțiva ani, dacă ați ieșit cu mintea golită de conținut acum după Sfintele Sărbători de la alcool și supraalimentație, puteți să citiți o carte cristalină, frumoasă, povești cu oameni care din care mai și trăiesc unii. Situația. Da. În România s-a desfășurat acum câțiva ani o campanie de creșterea melcilor. A fost o idee de business care părea extraordinară la vremea ei. Da, ei, în Iași au fost cam un milion de euro investiți. Oameni care și-au vândut mașinile, casele, mă rog, au împrumutat. Și-au luat toți apă îngrozitoare. Și-au cumpărat melci, dar nu au respectat tehnologia aia, că trebuia să le dai un anumit fel de salată, un anumit fel de... Și ăștia au zis că, doamne, nu mai cumpărăm noi salată din Italia, ce a noastră nu le plăcea, și le-a dat salată de a noastră. Ca să iasă mai ieftin. Hai că mergi și așa. Și n-am mers, că melcii săraci au făcut de rei și au umplut dealurile acele mici, discrete urme. Și au murit. Sau care n-a murit, a intrat în iarnă bicisnic, nefortificat și n-a mai reușit să iasă din iarnă, să iasă, că ăsta intră în hibernare, în pământ. Știi? Da. Iar în pământ trebuia proteja, să săpi 2 metri, să-i pui niște tablă ca să nu intre rozătoarele, iepuri, deci e destul de complicat, de aia costa așa de mult. Și toți visau să se îmbogățească, să vândă escargou la francezi. Nu le-a ieșit. Eu am considerat niște eroi, domnule, măcar au încercat. Unii au rămas fără casă, fără mașini, au încercat. Am avut mulți eroi de ăștia în tranziție care au deschis un drum, poate s-au înfundat, au căzut, au venit altul după ei, am mai făcut un pas înainte și tot da, așa. Mai era o afacere care a pornit în paralel cu asta cu melcii. Prepelițe cumva? Ouă de prepeliță sau mâhăi? Au fost mode, a fost și cu păunii la un moment dat, ți-am povestit cu ăla care creștea păuni. Da. Da. A așa, fost și cu păunii la care a dat în judecată furnizorul de energie, da, nu? Da, da, că i-a stricat incubatorul și s-au stricat ouăle puse la clocit acolo. Vindea pene de păun și a vândut, lumea le pune pe televizor și le-a vândut până au apărut televizoarele plate și nu mai aveau pe ce să mai pună borcanul cu pene de păun, știi? A, deci se puneau pene. Asta nu da, știam. Da, se puneau pene, da, da. Da? Da, da, da. Ai avut o pene acasă? Nu, n-am avut, dar știu că se puneau. Păi pentru asta îl creștea, că moldovenii nu mâncau carne de păun, că păunul e frumos, mănânci ce-i urât, porcul. Da. Nu e frumos, nu-ți vine să-l mănânci. Atunci la penele... Dar e bun să mănânc, ai mâncat pe un, pare că ai mâncat orice. N-am mâncat, adică dar știu că e foarte bun. Serios? Da, e carne, e o găină mai pompoasă, mai cu crinolină în coadă, cu ceva. Un curcan mai frumos. Curcanul e mai apropiat de curcan, care coada aia. Da, da. Așa, dar... bun, alta afacere deci, cu pufuleți. Cu pufuleți. Tot în perioada aia. Dar asta nu e în carte povestea cu pufuleții. Cineva din familia mea a cumpărat o mașină de pufuleți prin anii 90 și a început să vândă, tot satul era la el la poartă, cumpăra saci cu pufuleți. Cineva, că de unde e mașina? A cumpărat și la mâna a doua de pe undeva, de pe Narad, de nu știu unde. A, mă duc și eu. Și încet, încet a venit și a cumpărat și al doilea o mașină de pufuleți. Făcea și ăla. S-a împărțit producția, s-a împărțit piața de desfacere. În sat. În sat. A venit și al treilea. Doamne, dar veneau din alte sate cu căruțele și luau câte o căruță de saci de pufuleți. Când a văzut că merge, ca să vezi spiritul de imitație la români, hai că-mi iau și eu, hai că-mi iau și eu. Dar acum tot satul, bă, mirosea în satul la pufuleți. Nu puteai să doar că era un fel de mămăligă extrudată, așa, știi? Ma. Și la un moment dat s-a umplut piața, adică nimeni nu mai cumpăra de la nimeni, că toți își făceau... pufuleți în casă. Da, și erau în curte, nu mai erau stocuri de coceni, erau teancuri de saci de pufuleți. Și m-am dus la un văr de-al meu acolo și ăsta stătea în pat și se auzea vaca răgând în graj și strigă la nevastă. Uite, bă, și rage vaca aia de foame. Du-și dă-i un sac de pufuleți. Morning glory, morning glory! Tu o mai iubești pe Flori? Pe bune, te dau pufuleți la vacă? Dar ce să faci cu ei? Dacă oamenii sunt grămădiți, ei nu știau pe atunci că doamne, trebuie să-ți faci un plan de afaceri, un studiu de piață, să vezi dacă mai merge, dacă mai încape produsul ăla. Vedeau că vecinul face bani, hai să fac și eu. Și tot au făcut până s-au umplut. A mers un timp. Dar încet, încet, și ăștia sunt niște eroi. Au descelenit o potecă. Și au mers până acum acolo. Ce s-a mers? Au rămas mai sunt pufuleți în satul ăla, mai trecut? Adică mai e cineva care a păstrat mașina și duce mai departe tradiția? Unul sau doi au rămas, bineînțeles, atâta cât suportă piața. Restul au dispărut, evident. Au găsit alte chestii. Acum a apărut o modă,
prin zona aia, prin Botoșani, cu spălătorie auto de asta. Auto-auto. Service. Ha. Trebuie să te duci să-ți bagi fisa, să-și spală țărale la căruțe, spală calul cu furtunul, cu... Oleu. Și mașini, da, da, da. Așa, e o nouă modă. Dar nu are acea extindere a celei cu pufuleț sau cu melce. E foarte, te costă vreo 50-100 de mii de euro să faci o spălătorie de... Da, e cu totul altceva și trebuie și spațiu, nu? Bun, avem totuși o carte care se numește Eroii mei. E semnată chiar de autorul ei, respectiv Viorel Ilișoi. Am îndrăznit. Da. E albastră, e frumoasă, adică vă liniștește în sensul ăsta. Are e groasă, culoare, fraților. Da, și asta. Și titlurile sună cam așa. Revoluția de la Dăbuleni, acei profesori pentru care cauți o stea, aici ai fost puțin cam liric. Da, am scris despre profesoara mea. Icebergul Florentin. Florentin. Florentin Florescu, prietenul meu care a murit de beție, de alcool. Da, există și prieteni care au murit de altceva? Unul a fost călcat de mașină, dar beat fiind. Nu sunt speranțe, nu? Nu l-am ascultat pe maestru Cobâlă care spunea, fraților, nu mai beți tot timpul, doar atunci când nu se mai poate. Asta chiar este, da. De trei ori, Paul Goma, ești un mare admirator al... Am avut onoarea să-i fiu și prieten și corespondent. 20 de ani am corespondat cu el și ne-am și văzut. Până la urmă am fost la el la Paris de două ori. Și pe 28 aprilie voi merge la lansarea cărții lui Flori Bălănescu. E un cărțoi, așa, o lucrare de doctorat despre Goma, pe care o lansează pe 28 la Cărturești. Cartea a apărut la editura Corint. Și eu voi vorbi despre carte. Bun. Și mai avem Moș Curelușe Curelarul. Da. Acolo sunt eroii mei, sunt genii, profesori, agricultori. Toți au ceva eroi în ei. Le fac niște... Acolo e o galerie de portrete. Sunt eroi de azi, dar eu zic că mulți dintre ei vor fi eroi de mâine. E un preot din Buzău, de exemplu, care a făcut, nu știu, 30 de cămine, o operă de asta socială extraordinară. Și la un moment dat, un fost pușcăriaș criminal, închis pentru că a omorât pe cineva cu șurubelnița, vine și își găsește adăpost într-unul din stabilimentele părintelui, și se apucă, având talent așa de sculptor amator, îi face o statuie părintelui și spune, voi nu vedeți asta, dar părintele ăsta este un sfânt și în viitor veți veni să vă închinați la statuia asta. Nu prea reușită, dar mă rog. Deci unii chiar vor fi eroi pe bune în viitor, eroi de mâine. În fine, și cum puțin ajutor de la tine în sensul ăsta? Ei au stat într-un... Majoritatea de acolo sunt anonimi sau semi-anonimi. Te-ai întâlnit umblând pe teren, presupun? Da, da. Pe vremea când făceai reportaj și doar și reportaj. Și mai încoace, unele sunt recente, de anul trecut. Vorbeam cu cineva și uite, am la mine un profesor care a fost cel mai tare din lume la matematică în anul cu tare și a preferat să stea la Buzău în loc să ducă la Princeton sau nu știu unde. Și m-am dus să vorbesc că ai avut invitație să te duci la... nu știu, la MIT, la MIT. Da, am avut. De ce nu te-ai dus? Las, că la Buzău aici e frumos. Și are argumentele lui. Ești un erou măcar prin asta, pe lângă că ești genial. Și te mai cheamă și Enescu. Se bea în carte? Suficient cât să supraviețuiască. Este un reportaj, se numește Tizic, unde doi bătrâni iau pensia, prima pensie. Și știi, cu prima pensie îți vine pe vreo 3-4 luni. Odată, simultan, pensiile alea. Din momentul când ești la pensie, durează vreo 3 luni până îți face dosarul și prima pensie îți vine grămadă, 3-4 luni. Și s-au apucat și au băut, nu și-au făcut focul în casă, s-a răcit peste noapte, ger s-a făcut și au murit înghețați. Deci dacă nu beau, își făceau focul și trăiau. Și făceau focul cu tizic, baligă uscată. Așa, mai n-am știut ce se numește așa. Tizic se numește și reportajul. Am vrut chiar să pun numele cărții Tizic și alte reportaje, dar nu sunt numai reportaje aici, sunt și eseuri și... Deci se bea. Se bea și la nivel individual și la... Dacă e o comună acolo, se bea rachiu de sfeclă, sfeclău. Ceva rău ăsta.
E ceva ce n-ai vrea să bei, dar dacă nu ai alte soluții... Dar dacă trebuie, dacă... Dacă trebuie și la un moment dat ajunge să-ți placă și chiar să refuzi lucruri mai bune. Am vrut eu să cumpăr. Și omul avea rachiu de prune și de sfeclă. Și a zis că de prune îți dau, de sfeclă nu, că îl păstrezi pentru mine. Și am cumpărat niște rachiu de sfeclă. E ceva, de exemplu, bio, cu care poți alungi țânțare. Dacă desfaci sticla aia de rachiu de sfeclă, defectul lui acela celui rachiu e că pute îngrozitor. Au o biele, au o pinci, au orice. Ma. Dar dacă treci de obstacolul ăsta olfactiv și dacă ești ambiționat și ești motivat, treci. Dacă ești puternic, în primul rând. După aia, când ajungi la substanță, rachiu e rachiu ca oricare altul, știi? Doar că pute îngrozitor. Și miroase a balegă de vacă, mai exact. De la ce? Sfecla aia, când o rafinezi, când o fierbi, așa, se aseamănă cu mirosul de balegă proaspătă de vacă. Dacă ești crescut la țară și calci mereu în așa ceva și ești obișnuit cu de la coada vacii, rachiu de sfeclă e minunat. Ciupercăriile înfloriseră în perioada când apăruseră melcii. Ne-a scris un ascultător. Cartea se numește Eroii mei, de Viorel Ilișoi. Se ia de pe editura gri.ro. Da. Acolo se comandă pe editura, adică la mine, autorului. Da, la el acasă, da, practic. Da, da. Și ai plâns de vreun Paști? Da. În armată am plâns. Nu ne lăsa. Puneau trageri. Eu am făcut la vânători de munte, armată grea, cu instrucție, cu trageri, cu... și de Paști, de Crăciun, de toate sărbătorile mari, ne scoteau în poligoane, ca să nu... sau ne duceau în expediții de astea de 2-3 zile. Și la Paștele din armată, sigur, am plâns. Dar eu sunt plângăcios, dacă mă apuc să spun de plânsurile mele... Hai să plângem puțin, că a fost cam pe alienare de sărbătorile astea. Dar am înțeles că au fost mai puține accidente. Lucru extraordinar. 36% am auzit și eu. Minunat. Dar la cele raportează? La anul trecut. Uh-huh. Pe vremea asta. Dar nu e rău. N-a fost rău. La anul o să fie mai multe, că am vorbit acum despre rachiu de sfeclă, o să dea lumea năvală. Sună foarte rău asta. Sfeclău. Sfeclău. Sfeclomicină, ei să mai zice. Depinde cu ce scop îl bei. Să te îmbeți sau să te faci bine. Și asta, da, pare că oricum ar trebui să-l bezi când ești răcit. Când da. nu simți puterea medicamentului. Puterea medicamentului. Un moment în care ai râs și un moment în care ai plâns de Paște. Hai să vedem cum arată. Am plâns în armată, am plâns când eram la casa de copii și se nimerea vacanța de... Paștele se nimerea uneori în vacanța de primăvară. Da. Era o vacanță scurtă, de o săptămână, până te duceai acasă, până te schimbai, până trecea vacanța. Și la unul din aceste sărbători de Paște, dintr-o acea vacanță, am venit acasă și nu l-am mai găsit pe tata, era la spital, operat pe creier, avea cancer pe creier. Și nu l-am mai găsit acasă, mama era cu el la spital, casa era pustie... Am stat la bunici, atunci am plâns, că nu era tata, era pe la Iași. Ce vârstă aveai atunci? În clasa a 4-a, a 5-a. Tata a suportat 3 operații de cancer pe creier, deci cu capul desfăcut, cu ăla, și după aia a supraviețuit și a mai trăit încă 40 și ceva de ani, fără să mai ia nicio pastilă, dar la propriu. Tata, dar matale, nu răcești? Nu, doar să rădea pe cap, să purta așa ca tine. Că dacă îi creștea părul, deranjau tăieturile alea. În rest, n-a avut și memoria, mă bătea la șah până la 80 ceva de ani. Nu e rău. Da, da, a fost o excepție fericită a medicinii. L-a operat doctorul Oblu, un savant. Spitalul din Iași, acum se cheamă Nicolae Oblu. Ah. Era un doctor pe care îl suna Nixon, dacă îl durea capul, Nicolae Oblu. Și el avea bani ăștia în buzunar. Și la Ceaușescu, am bani ăștia, vreau să fac ceva cu ei, să fac un spital. Și l-a făcut el. Nu e o legendă. Mișto. Da. Sună bine. Ai vreun interviu cu el? L-ai cunoscut? Nu l-am cunoscut, dar îi port indirect. L-am prins în viață când eram ziarist la Iași, dar îi port indirect recunoștința asta că l-a operat pe tata. L-a ținut în viață. Și la un timp după ce l-a operat, trimitea mașina personală la tata și când ajungea el, că preda și la universitate, când ajungea la chestia aia, îl chema pe tata, material didactic, îl punea pe un scaun acolo la studenți și tata, bun de gură, le spunea simptome, chestii, cum a fost, cum s-a întâmplat.
Și un timp l-a chemat acolo, că fusese un fel de operație experimentală, care chiar spre surprinderea doctorului a reușit. Sună bine. Da, da, o poveste frumoasă, care are și ceva cu Paștele, dacă vrei să o legi. De acel Paște am plâns. La următorul ai râs? A fost mai bine? Un Paște am făcut cu Florentin Florescu, Dumnezeu să-l ierte. Am făcut și un revelion sau două cu el. Acele sărbători pe care le petreceam cu el, toate erau cu băute. Eram tineri și aveam de unde, știi? Și aveam și în ce să băgăm. Și mi-am amintesc că am făcut un Paște la el în Vorona. Ceva foarte subțire, așa. Adică am mâncat niște pâine și vodcă. Atât. Adică n-am ieșit din casă. Asta e aproape post, iartă-mă. Deci... Da, da. Am postit. Maică-sa era plecată, am avut inspirație totuși să cumpărăm cozi înainte, am luat niște pâine caldă de la brutărie, care între timp n-a mai fost caldă până la... Dar am avut mâncare vreo 3-4 zile și nu văd că avea Florentin rachiu de cireș. Și avea un gust deosebit, rachiu de cireșe albe, și avea un gust, noi spuneam, rachiu de parizer. Și Paștele ăla nu m-am băut și am mâncat pâine. Pâine și apă, cum se zice, apă de foc. Sau cum se făcea pe vremuri când era, știi, bunicul lui Bob Marley, că a fost stareț la mănăstirea Jamaica Domnului acolo pe insulă, da. Și ținea post negru, ținea post cu apă și iarbă, atât. Da. Cel mai dur post. Ținea post negru, cine? Nu eu, negru. Da. Genul ăsta. În orice caz, cam aici stătem, asta e cartea. Se numește Eroii mei. Dacă nu o comandați acum, o luați cu autograf de la Târgu de Carte. Dar mai bine o comandați acum și vă trimite Viorel tot cu autograf. Că știe pe autor și uite așa sunt, mână-n mână. Trimit cu autograf. Uite, mi-a scris și mie. Pentru Răzvan Exarhu, deoarece așa trebuie. Corect. E foarte frumos. N-am mai primit de mult un deoarece. E un cuvânt care, nu știu de ce, a dispărut un pic. Îmi place să-l scriu. Și mie, da. Are o monotonie plăcută. Da, zice, îl urmărești cu plăcere. Uh-huh. Nu e nici foarte lung. Da, nici foarte scurt. Are 3 componente, te uiți la ele, le asamblezi, le desfaci. Are eurile alea în care, da, îi dau o anumită simetrie și un pic de eleganță. Adică trebuie să scrii frumos ca să poți să caligrafiezi un deoarece ca lumea. Eu zic să îl trimitem lui Pleșu să-l comenteze. Acest deoarece? Da. Da, ar fi în stare. Sentimentul lui deoarece la români. Viorel Ișor, îți mulțumim foarte mult. Ne bucurăm că ne-am revăzut. Ați înțeles aluzia, aveți o carte de comandat, carte de citit și după aia vine Viorel cam peste o lună așa și vă ascultă din Eroii mei. Facem lecție deschisă. Pot să citesc din Eroii mei, chiar dacă vrei ceva emoționant așa. Bine. Data viitoare. Ne întoarcem și ne răzbunăm. Dar atunci o să prefer să citesc ceva vesel și, sau ceva foarte emoționat din cartea lor de Părpoță, pe care o scot tot la editura. Perfect. Editura e foarte bine și așa, da. Bun. E foarte bine. Și îmi place ideea cu ouăle de ceară. Are mai multe acolo. Deci, copiii făceau trăsnei trăsnite pe vremuri. Acum avem niște copii cu minți, cel mai mare curajul lor e să izbească telefonul pe jos. De asfalt. Da, să te urci într-un dita mai copacul să furi ouă de ceară, să le fierbi și să le pui la loc. Să te urci și a doua oară să le pui la loc. Asta și zic, da. Să-ți petreci copilăria primindu-le pe alea. Asta e răutate. Asta înseamnă nimică, să scoți din minți o pasăre. În sfârșit. Nu se mai fac cum se făceau, dar există Viorel Ișoi pentru asta, în cazul în care vă doriți să vă împrospătați memoria. Îi mulțumim foarte mult, ne bucurăm mulțumim că suntem aici și vă mulțumim și vouă și încheiem emisiunea cu bine, zic eu. A mers de parcă, da, nici n-a fost emisiunea. Da. Încet, încet, a fost destul de dificil. Vine muntele, lăsăm și lui puțin cozonac, că e băiat bun. Uh-huh. Și după aceea boariu, hurbaru, mă rog, tot ce se poate face ca să salvăm impresia asta că ar fi un post de radio. Era să zic că după aia folchiști, dar am uitat că... Nu, sunt folchiști. Nu, am uitat că nu e luni. Da. Vă mulțumim foarte mult, v-am pupat dulce pe ceacră și îi spunem în primul rând domnului nostru Viorel Ișoi. La revedere! Și vă spunem și vouă la revedere! Și vă dăm întâlnire mâine cu muzica voastră preferată, dragi prieteni ai rock-ului. Și nu numai! Morning Glory on Rock FM.